Sunt curios acum, o să mergeți pe stadioane, probabil să-i luați pe toți fanii, să-i amendați pentru că scriu ceva ce simt ei pe drapelul național al României. Din 1994, legislația României prevede că pe drapelul național nu pot fi adăugate alte inscripții și simboluri în afară de cele aprobate prin lege sau prin regulamentele militare. Acum însă, pentru persoanele fizice și juridice care nu respectă această lege, se aplică sancțiuni între 10.000 și 20.000 de lei. Să nu uităm că drapelul național este definit în mod clar de către Constituția României și alături de imnul național, de numele statului român, reprezintă simboluri ale acestui popor. Ca atare, lezarea o realizează dânsi în momentul în care scriu diverse mesaje pe drapelul național. Libera exprimare nu are absolut nicio legătură cu acest aspect. Până la urmă, dreptul la liberă exprimare este un pilon fundamental al unei societăți democratice. Cu toate astea, avem și niște limitări. Și cred că e important să privim acest drept în esența lui, pentru că nu ne permite să profanăm anumite simboluri naționale și după aceea să venim să spunem, hei, liberă exprimare. Până la urmă, cheia stă în libertatea cetățenilor de a-și exprima opiniile într-un mod constructiv, dar fără să afecteze decența națională. Așa arată Harta Europei în funcție de legile privind profanarea drapelului național. Vecinii noștri par să aibă o abordare similară în privința obligației cetățenilor de a manifesta respect față de simbolurile naționale. În multe țări europene, precum Spania, Franța, Austria, Grecia sau Croația, riști chiar să intri în pușcărie dacă arzi sau inscripționezi drapelul național. Printre statele unde profanarea drapelului este însă legală, se numără țările scandinave și Marea Britanie. Danemarca are poate cea mai deosebită abordare. Legea daneză permite arderea propriului drapel național, dar interzice ofensele aduse steagurilor altor țări. În Statele Unite, pe de altă parte, arderea sau inscripționarea drapelului național este legală în virtutea primului amendament din Constituția americană, care protejează dreptul la liberă exprimare. Is it nice to burn a flag? Is it really good? No, it's probably going to be negative, but yeah, we should be allowed to do it. I burn flags on my show. You can find clips of me doing it. So take that for what you will. But yeah, I believe that should be protected under the First Amendment. Noua lege din România introduce primele sancțiuni din ultimele decenii pentru cei care nu manifestă respect față de simbolurile naționale. Pe lângă cele menționate deja, profanarea simbolurilor naționale se consideră și intonarea imnului național cu alt text și altă partitură decât cele stabilite de lege,